Da, și aș vrea să, pentru că timpul nu-i prietenos, vreau să încep abrupt așa. Domnule Tănase, avem un vicepremier în guvernul României, se numește Kelemen Hunor, noi n-am aflat exact. Păi ăsta e dat fugar, am înțeles. Da, da, e în concediu, e plecat în concediu, dar are concediu ăsta imediat după declarațiile lui Victor Orban. Că politicienii pleacă în concediu de câte ori trebuie să, a fugat de la locul să lămurească o situație dificilă și în care nu ies prea bine, în care sunt cam șifonați. Eu vreau să vă spun ceva despre UDMR, pentru că am primit un reproș că dau prea tare în UDMR de la declarația lui Victor Orban, că am spus că a fost o declarație nazistă și că UDMR-ul trebuie să plece de la guvernare. Astea sunt cele două teze ale mele. Și trebuie să vă spun că în primii 20 de ani după Revoluție, UDMR-ul a fost o forță, să zic așa, ghilimele, progresistă, nu în sensul în care se folosește astăzi. Da, da, în da, sensul da, da, că a ajutat la democratizarea României, a fost un partid pro-occidental cu multe principii liberale și adesea în situații critice a făcut ca balanța să se plece de partea forțelor democratice. Iertați-mă pentru cuvântul ăsta cu democrație, care da, e mare gongoric și nu spune nimic. Și sub conducerea lui domnul Coșgheza și apoi al lui Marco Bello, UDMR-ul cam asta era. Eu am fost deputat acum vreo 20 de ani. Era cel mai bine pregătit partid, aveau cei mai buni parlamentari, erau foarte informați și foarte occidental ca alură, ca mod de a pune problemele. De când este... De când s-a schimbat puterea la vârful UDMR, UDMR-ul și-a schimbat caracterul în paralel cu ce s-a întâmplat la Budapest, adică apariția lui Victor Orban, cu, care este un lider iliberal și partid iliberal, care, suveranist, care contestă Occidentul, contestă o lume deschisă, etc., etc. Spre surprinderea mea, UDMR-ul a devenit o anexă a Fidesului. Sigur că sunt niște finanțări, sunt maghiari și unii și alții, sunt lucruri care le putem înțelege. Dar când e vorba de guvernarea unei țări, trebuie să îl întreb pe respectiv ce vrei, mămusiu, adică ești cu noi sau nu ești cu noi? Ești parte a guvernării României sau ai alte socoteli? Alte interese, de repede. Te subordonezi altora și România este pe locul 2 în agenda ta de priorități. Din cauza asta, eu am spus că ei ar trebui să plece de la guvernare în momentul ăsta, pentru că s-au adunat multe. În ultimii ani au mai fost asemenea probleme cu acest UDMR, care, repet, este anexa Fidesului în acest moment. Și Fidesul are o politică neprietenoasă față de ideile pe care, cu care Uniunea Europeană s-a lansat și ne-a și primit și pe noi. Și noi am afirmat aceleași principii. Așa că nu văd deloc bine... În acest moment, prezența UDMR-ului la guvernare ar trebui să plece. În primul rând, cred că ar trebui o discuție reală între partenerii de guvernare, nu ca la Partidul Comunist, cu pumnul în masă, să ceară socoteară, pur și simplu să ne explice principiile la care să se afiliază și care e relația cu Budapesta. Trebuie să limpezească această chestiune. Pentru că dacă nu o fac ei, o să o facă serviciile speciale. Dar este un lucru important. Pentru statul român. Știți că apăs pe acest subiect pentru că este un lucru important. Nu ne putem permite să avem un partid care nu este solidar cu guvernul. Nu am nicio paranoie, nici nu sunt îngrijorat. Nu, da, dar mă întreb de ce PSD și PNL nu fac această discuție, de ce nu sunt interesați am ele. Am să vă spun. În primul rând pentru că nu sunt niște bărbați. Sunt molâi, sunt lași. Așteaptă să... Păi uitați și reacția față de Victor Orban a venit la cu 10 zile mai târziu. După ce Departamentul de Stat a avut ceva de zis, după ce Uniunea Europeană a avut ceva chiar de zis... Chiar imediat după ce exact, a zis Departamentul de Stat... După ce, da, după ce diferite cancelari au atras atenția că este o declarație, povestea aia cu rasa este abjectă. Eu citesc acum o istorie a hitlerismului, a fascismului. Nu ne... Ce facem? Ne întoarcem cu, de acolo e, da, cu 100 de ani în urmă? Vorbesc ca limbaj, concepte, rasă. Ce e rasă? Ce vrea să ne spună Victor Orban? Că ei și maghiarii lui sunt o rasă? Chiar nu înțeleg. Da. Și nu mai spun că după suntem la 100 de ani de atunci când acest tip de limbaj a făcut carieră odată cu Mussolini și Hitler.
a avut niște consecințe, a dus de pildă la 6 milioane de evrei uciși. Înțelegeți? Da. Deci nu putem să ne jucăm cu asemenea cuvinte. Să ne prefacem că noi n-am auzit. Și să le punem pe scenă. Și să ne jucăm iar cu... Aplaudăm vicepremierul României. Dom'le, n-a fost un simplu membru al UDMR, vicepremierul României, domnul Hunor. Kelemen Hunor ar trebui poftit să dea explicații, ar trebui el însuși să iasă în fața publicului să dea explicații, nesilit de nimeni, să nu-i pună nimeni pe gât ceva, să-i bage pe gât ceva, să nu se înțeleagă altceva. Dar trebuie să-i explice. Dar ar trebui pentru situația lui și pentru onoarea lui și prezența lui la guvern, ca să dea coerență guvernului, să nu fie altceva, să pară că ăștia sunt în alt film, să ne spună despre ce e vorba. Pentru că reacția lui la discursul lui Orban a fost la fel de periculoasă ca discursul lui Orban. Da. Pentru mine a fost o mare surpriză. Eu repet ce am spus și mai devreme. Eu, din cauza experienței personale și faptul că i-am cunoscut pe mulți dintre politicienii maghiari, am o reticență să-i critic și nu mi se pare. Dar acesta a fost pentru mine o foarte mare surpriză. Nu Victor Orban a fost o surpriză. Eu l-am cunoscut pe Victor Orban. În urmă cu 20 de ani am fost la Budapesta, ne-am întâlnit, după l-am întâlnit în țară, la Balvanie și la Tuzna, unde a venit el în mai multe tabere. Am stat de vorbă cu el pe vremea când era un partid pro-occidental, liberal, anticomunist. El s-a lansat când a fost mitingul de reînhumare a lui Imre Nagy și în care a cerut retragerea trupelor sovietice din Ungaria. Asta l-a lansat pe el în politică. Da. Atunci când eu am mers la Budapesta, el era un partid micuț, nesemnificativ, care pe dreapta era partidul al doilea, deci cel mai mare era Alianța Liberal-Democrată, care era cu Ianoș Kiss conducător și Gaspar Tamaș Mikloș, erau șefii acestei, care erau cei mai puternici de departe și dominau Budapesta. El a ajuns la putere, a luat acest trend naționalist care i-a asigurat și victoria. El cred că a făcut-o cu cinism. Nu avea chiar aceste convingeri, dar s-a uitat și a spus unde sunt voturile. Păi sunt în provincie, sunt la țară și pe un discurs conservator, tradiționalist, etc., etc. Și a jucat această carte, numai că a deviat dincolo de o limită. Da, și nu sunt o zonă de extremism, intolerabilă pentru momentul pe care îl trăim. Acum, ce a vrut Orban acolo, a vrut bun, declarațiile... Știți apropierea... că a fost un act de manipulare, după părerea mea. A fost o provocare deliberată. Eu nu cred că el este un believer, adică el nu este un nazist. Însă eu am spus că discursul lui a fost... Da, discursul, clar. Discursul a fost nazist și rasist. Dar a fost o provocare deliberată pentru că el are niște socoteli electorale, pe de o parte cu electoratul lui din Transilvania, exact, mulți au după cetățenie și votează și în Ungaria, și cu electoratul lui din Ungaria. Deci... Este o doză mare de cinism în acest discurs al lui Victor Orban, dar pe noi asta ne interesează mai puțin rațiunile lui, ne interesează că l-a ținut în România și că termenii pe care i-a folosit sunt, pe de o parte, antiromânești, dar antidemocratici. Da, dar vorbeați de mine m-a îngrozit povestea asta cu rasa. Da, pe deci toată lumea. Mi se pare ceva... Și e un limbaj de anii 20. Eu vă spun că exact acum sunt în miezul unei mari istorie a nazismului. Modul în care a spus-o și a pus-o în contextul ăsta european. Păi după aia s-a dus la tovarășul Trump. Da, nu-i așa? Da, nu cred că a vorbit acolo tot de rase, că... Păi nu, că și Trump, să știți că nu ezită. Și el este antiglobalist, antiliberal, etc., etc. Da, dar astfel de derapaje plus nu am văzut de mult. Genul ăsta de lideri populiști, mă refer și la Orban și la Trump, și la alții, dar acum de ei vorbim, cred că vor prolifera în viitor. Cred că suntem în fața unei perioade în care populismul va fi dominant în politică. Dar vorbesc de electoratul lui din Transilvania și dacă venim aici, sunt sume foarte mari care circulă dinspre Budapesta, prin diverse fundații, dar ale UDMR-ului în general și care vin aici. Pe mine ce m-a șocat a fost, am văzut un articol din presa de la Budapesta care spune așa, am reușit să facem în Transilvania o structură educațională de la creșă la universitate. Da? Asta arată și cumva că îi închizi pe românii noștri de acolo, maghiarii de acolo, să vorbească doar într-o anumită limbă, să facă școala în limba respectivă. Acum să știți că eu nu-i cred pe politicieni, chiar dacă sunt maghiari. Ei se laudă, fac acțiuni, să ia aplauze, etc. Nu, nu,
Nu, adică nu trebuie să spunem că numai politicienii români mint. Promit și nu peste fac. Peste tot mint politicienii. Peste tot, peste tot. Așa că nu sunt foarte îngrijorat de asta. Și de, pe de altă parte, știți, dacă ungurii vin și investesc la noi, să fie primiți. E foarte bine, dar... Adică nu am nicio problemă dacă cineva de la Budapesta vine aici cu un miliard și face o fabrică la Miercurea Ciuc. Bun. N-am nicio problemă. Dar când ajungem am să o avem... problemă când nu sunt aceste investiții. Da, dar ce facem când avem un meci al unei șase naționale de fotbal a Ținutului Secuiesc, de exemplu? Bine, aici sunt alte discuții, dar trebuie să vedem că autoritățile române sunt de mămăligă, produs azi... național tipic, nu cunosc situația, poate SRI-ul cunoaște, nu-mi dau seama, dar eu nu cred că asta e treabă neapărat de servicii speciale, este o problemă de politică. Da. De organele administrative locale, de partidele politice care au filiale în toate județele, da. De senatorii și deputații care sunt în județele respective, tare mult aș vrea să... Însă organizați noastră o dezbatere, să-i și poftiți să vedeți dacă ăștia știu care e situația în județul, dacă știu cât români sunt, cât maghiari, ce organizații au, ce voturi au obținut. Știți că ei merg pe redistribuire. Este o șmecherie în politica românească. Te pui pe listă la Harghita, că intri sigur și de la partidele românești și tu, de fapt, ești de la Buzău. Ești de la Buzău, dar în toată țara se practică. Da, corect. Dar acolo nu e reprezentată. Ești deputat în județul Galați, n-ai făcut nicio treabă, nici n-ai trecut pe acolo și data viitoare candidezi la Călăraș sau candidezi la Craiova. Exact, da. Toate partidele practică. Dar nu vi se pare că a crescut mult și vreau să ne îndreptăm și spre subiectul legat de războiul în Ucraina, dar a crescut foarte mult această chestiune legată de Ținutul Secuiesc în ultima perioadă? Adică, e prima dată în România când se întâmplă un meci de felul ăsta. Aș vrea să trag un semnal de alarmă în legătură cu asta. Presa mușcă prea ușor la asemenea subiecte, pentru că sunt pe o zonă sensibilă. Sunt, da. Dar să știți că ele sunt cel mai adesea provocări. Adică există interese să se vorbească despre Ținutul Secuiesc. Și presa mușcă ce a zis ăla, ce a făcut ăla, ce steag a pus, ce e la cimitir, ce e cu tare. Și exact, ei asta vor. Ar trebui tratată cu mai mult profesionalism tema. Nu trebuie ignorată, dar dincolo de niște isterizări pe acolo, fie pe la televiziune, fie pe în presă, n-am avut niciodată o analiză temeinică a situației. Nu, au politicienii noștri sau nu le pasă? Politicienii noștri sunt plambeci, nu știu nimic. V-am spus, faceți o dezbatere cu parlamentarii din acele județe, și români și maghiari, și veți vedea ce surprize veți avea. E în general complicat să faci cu parlamentarii noștri o dezbatere, după cum ați observat. Da, trebuie să deschidă gura și atunci au o mare problemă. Nivelul e foarte, foarte dar jos. Ei ar trebui să fie cei mai responsabili de ce se întâmplă pe teritoriul unde ei sunt aleși. Da. Și... ei și cu primarii locale ar trebui să știe exact ce se întâmplă la ei acasă. Ceea ce nu prea e cazul, pentru că altfel nu se ajunge la asemenea ieșiri. Da, din decor deci, așa. Victor Orban a vorbit și într-o situație necontrolată. Așa într-o situație care nu prea știe nimeni cu ce se ocupă, ce căuta el acolo. El a venit în România. Foarte bine, Uniunea Europeană nu are nevoie decât de buletin, poate să intre. Dar atenție, dacă vine ca o persoană privată, iar apoi se comportă ca primul ministru al Guvernului Ungariei, administrația românească are o problemă, pentru că el poate să vină ca premier și chiar e bine să fie invitat și cât mai des dacă se poate. Dar atunci el vine cu o agendă negociată între părți, între Budapesta și București și bifează acele acțiuni. Merge la tăiat pamblica cu tare, la tăiat moțul cu tare, la biserica cu tare, se vede cu primul ministru, cu ministrul de externe, este în regulă. Nu umbli ca un vagabond prin și România. Și faci tot felul de declarații, dar și președinta Ungariei a făcut nu, dar asta e o problemă a autorității române care nici nu le-a păsat, nici nu a fost atentă la ce se întâmplă și n-au fost în 30 de ani, pentru că el vine de 30 de ani tot timpul și face chestia asta. Da, au mai fost... De data asta a sărit însă calul mult. Mult, dar niciodată nu a făcut asta. Nu, da. Tot timpul a făcut declarații belicoase. Că îi place să provoace, să uite gagițele la el, să se vorbească, da, UDMR-ul nu va pleca. Să preia presa, cum zicem noi, presa. Da. UDMR-ul nu va pleca de la guvernare, aici suntem de acord, când nu va fi nici dat afară. Și noi să știți foarte bine, câinele nu pleacă din măcelărie. Da, deci nu va fi nici dat afară, nici nu va pleca de bunăvoie. Dar situația, dacă rămâne așa neclarificată, da. Acest guvern are foarte mari probleme. Vreau să vă amintesc că peste 2 ani avem alegeri. Tot anul de primăvară până în iarnă sunt alegeri, 4 rânduri de alegeri. Poate. Astea se vor deconta atunci. Vă dau un exemplu.
oamenii trebuie aduși la vot, adică la urne. Rezultatul votului va depinde foarte mult de procentele celor care se prezintă. Una e să prezinte 30%, alta e să prezinte 65%. Partidele vor fi silite să deconteze aceste situații. Una e asta. Oamenii sunt sensibili la acest subiect. Nu toți oamenii. Nu, dar au fost reacții importante în public, da. Foarte vehemente unele dintre... Intrați pe Facebook, ați văzut, am nu? Am văzut, cum să nu. Kilometri de mesaje. Care de obicei nu scriau pe teme de... Nu, dar kilometri de mesaje că oamenii sunt nemulțumiți, sunt îngrijorați, nu e în regulă. Ce faceți voi acolo? Bun. Și Kelemen Hunor fuge, ci că e în concediu. Da, e în concediu, dar... Eu sper acum, știți ce sper, da. Să se odihnească bine, când vine să vină cu capul limpede, să aibă niște consilieri de la Budapesta care îl sfătuiesc de bine, așa, și să ne spună despre ce e vorba. Să ne traducă. Dar am înțeles că e o problemă de traducere. Da, dar și la el și la... Victor Orban a spus a doua zi sau a treia zi că s-a dus la Viena, că noi nu l-am înțeles. Da, domnul Orban, suntem mai tâmpiți. Sigur că maghiarii sunt o rasă superioară, ai învățat asta de la fasciști, dar de la naziști, că rasa voastră e superioară sau orice rasă, orice lider spune că rasa lui e superioară. Da. Dar vină și tradune și nouă, adică să știm exact. Dar să traducă UDMR-ul, că uite, ei au înțeles și noi n-am înțeles. Mie nu mi-a plăcut, asta v-am spus mai mult chiar decât discursul Orban, că reacția. N-am înțeles, că s-a scos din context. Da, da, păi asta e un banc, Hunor, da. E un banc vechi pe care nu-l mai înghite nimeni, nici la grădiniță. Dacă este așa cum spune el, să vină să ne spună... Mai ne spun o dată. Să ne traducă și să ne spună nescos din context. Ia spune domnul Kelemen Hunor, cum e nescos din context? Ce a vrut să zică? Și de ce a aplaudat? Da, de ce a aplaudat? Asta e altă chestiune. Dar nu, UDMR-ul va rămâne bine mersi acolo pentru că au nevoie de ei, au nevoie de voturile lor PSD și PNL. Acum eu trebuie să vă spun un lucru. E și o problemă de foarte mulți bani, de finanțări politice. Da. Ori asta creează niște dependențe și de dependența de fondurile respective, dar și obligația unora față de alții. Nu-l vedeam pe Kelemen Hunor să nu-l aplaude pe patronul lui, care este Victor Orban. Înțelegeți? Da. Păi, mai câți bani am văzut noi impresă în anchetele jurnalistice că s-au plimbat prin fundații. S-a făcut. Am văzut ancheta despre sport, da. Despre fotbal, da. Despre clubul de la Sfântul Gheorghe, exact. Altul, cum se numește, mai sus este, despre echipa aceea de hockey. Am văzut da. La Europa Liberă toată... Exact. Inclusiv la Ministrul Mediului în localitatea natală este o academie de hockey finanțată. Eu spun și invers. De ce nu fac ca ai noștri în Ungaria un club de fotbal bine finanțat, un stadion? De ce nu facem în Bucovina ucrainiană? Da, da. De ce nu facem la Cernăuți o mare echipă de fotbal românească sau un mare teatru? Comunitățile românești, da, care trebuie sprijinite, dar vedeți, banii aceștia care vin de la Budapesta și care circulă, cumpără tăcerea acestor lideri astăzi de la UDMR? Aplauzele, cumpără și aplauzele și tăcerea pe teme importante. Ați văzut că Kelemen Hunor parcă e mai cocoșat așa, l-ați observat când s-a apropiat, da. Din cauza că Orban e mic. Da, da, lăsați seama, asta sunt concediu. Care a fost fotbalist în tinerețe, să știți. Da. Cred că fundajul, că a fundat stânga. E mic și Kelemen Hunor, care e un bărbat înalt, așa... Da, da, da. Așa, longilin. S-a cam cocoșează așa, cred că îl doare spatele, de-aia a plecat în concediu. Da, au fost...